Am fost la Cosmos. Am văzut baba, ne-a dus după ea în Calea Romanului. Pe Calea Romanului. Nu, pe Calea Romanului. La piață, la Dermănești. Așa. Și ea acolo și a s-a dus. Am urmărit-o, ăsta l-a împins pe Neda Ionuț Fabian. L-a împins în babul, l-a mai împins odată, a căzut baba. Ăsta, băiatul Neda Ionuț Fabian, o băga mâna în geantă. În geantă a luat-o aia și a fugit. A luat portofelul și a fugit. Câți bani erau în portofel? 1.550.000. Ce ați făcut cu banii? La aparate. Pe ce? Ce ați luat? La aparate și în care și în toate, pe tot. Mi-a și lui nu ne-a dat nimica. Mi-a și lui și mi-a ați mai făcut nimica. Astfel de fapte? Mm-hmm. Mm-hmm. Ba da, am făcut, da. Ce ai mai furat? Am furat un portofel. Am mai din. Câți ani ai? 14. Mergi la școală? Nu. De unde ești? Din Franța. Părinții lucrează? Nu. Tu ce rol ai avut în această faptă? E ca zic că nu mi-a dat nimic, că nu, e doi un cheltuit, un cheltuit. Care e doi? Cine? Mi-am dat 20 de lei și restul băgate la parte. Câți bani ți-a dat? 20 de lei și restul băgate la parte. Mi-a dat 200. Restul, nu, doi nu ne-a dat nimica. Și restul băgate la parte. Și restul le-a băgat la parte, au mâncat lui fratele lui, nu i-a dat niciun hamburger să mănânce. Veți mai face așa ceva? Nu. Vă pare rău? Da. Da. Pe bătrânica ați lovit-o? Ăla era să o moare. Ce era să o moare? Stai cu spatele. Am împins-o, l-am împins pe Neda Ionuț Fabian în ea. Ai împins-o? Pe el l-am împins în ea, pe Neda Ionuț Fabian. Și ai lovit-o? S-a lovit bătrânica? Nu, știu, că l-a căzut pe mine, când am căzut jos, a căzut pe mine. La ce aparate ați băgat voi banii? La piața mare. Odată o băgat și la piața mare. La jocuri sau la pocări? La poker? La mărțășoare. La poker la piața mare, spui? Și în față la restaurant unde e mai șmecher acolo și în față la un parc. În parc central în față. Și după aia vii la Orion, la Aurora. Aha, și vă lăsați să băgați banii la poker acolo? Eu n-am intrat mult, eu am stat afară. La poker. Dar pe voi v-a mai luat și la poliția baie de lângă piață, nu? Nu, doi când a intrat Cristian, am stat afară. Pe voi v-au mai dus și la poliția aia lângă piața acolo, nu? Și părinții voștri ce spun de treaba asta? Pe mine mă bate, ce să spun. Mă bate, mă bate. Tot stat acolo în Speranța? Da. Nu, eu stau în Speranța, iar tot munci. Stau și în afară de fază. Da, merge vreo unul dintre voi la școală? Eu. În ce clasă ești? A patra. Și cum te prezinți tu așa la școală după ce știi ce ai făcut? A, nu, fost, am fost acolo și am văzut tot cu colegii mei, mă prietenez, mă cert. Nu le bani, nu le fur mâncarea, nu le fur bani. De ce râdeți? Că minte. Ce ai zis aia? Ți-ai dat față cu mama aia? Minte. Du-te bă de aici, aș fură tu mâncarea la școală. Dar voi sunteți conștienți de ceea ce faceți? Nu știți că e... Știu, bă. Că e persoana la gură să nu se audă, nu? Ca să-i protejezi pe ei, nu? Și după ce la bani i-a spus... Nu, nu mi-a dat nimic, nu mi-a dat. Mi-a și lui. 20 de lei mi-a dat. De ce mi-a dat? 20 de lei și eu l-am băgat la pocăriere. Prelandez. Mi-a luat o doză de prelandez, atâta. Mi-a și lui o doză de prelandez. O doză lui, o doză mi-a. Dar unde i-a luat doza asta, băi? Noi am luat ieri, ei am luat din altă parte, din Dermănești, unii la Dirdan. În partea aia la magazin, acolo și-a ne-a dat. Și voi când cumpărați... Dar nu cumpărăm la Oscar, din partea ca din pești. Dar nu mai trebuie. Nu mai trebuie, nu mai trebuie, nu mai trebuie nimic, nu? Poți nu trebuie, știi. Știi pentru ce știi, nu? Dar se certea și mama cu ăla de la magazin și dije. Cât, cât costă? 25.000. 25.000, nu? Cât e consumul tău? Una ți-a lungi o zi? Nu, o. Dar nu mai te băga tu dacă nu vorbești. Cât e consumul tu așa pe... Cam vreo 7 ori. Nu mai te băga tu. Dar de ce? Câte sticle cu prelandeze ții? 5, 6, pe zi? 20 de noastră între 20. Asta e, dar ieși, pierde efectul ăla de după la un dat? Da. Da. Dar ce simți în pașa? Amețăm. Visează. Visăm. Până acum cam câți bătrâni ați... Tăferit.
Deci uita numărul, nu? Sincer, nici n-am uitat. Hai, că nu face nimic, frate, mă poate ajuta. Cam câți? Hai, din mulți, cam 24. Am 24 de bătrâni, nu? Și cam câți bani ai furat tu, Mr. Bătrân? Și vă ajută vreodată cineva mai mare să vă păzească dacă să nu luați bătaie? Cum? Un frate mai mare, vreo părinte, cineva. Faceți totul de capul vostru? Mergem în cheltuie și în acasă. Am învățat să plecăm la București azi. Ce să faceți la București? Eu stăm, am luat din la centru. Ei, la centru la anumite categorii de persoane, nu vedem zi, băi, ăsta s-a luat odată la Pianochiul. Și eu. Știu că e frumos. Ai mai fost eu, acolo? Eu cu el am fost. În afară din ăla. Și am fost și eu. Nu uite în afară de ăla. A fost tare. Așa. Și baba s-a lăsat de jos acolo, nu? Și a plecat, nu? N-a dat să nu? Nu s-a ridicat. S-a ridicat repede. Bă, s-a ridicat după noi. Și pe aia am împins-o ăsta. Eu. Și am fugit, am fugit, am împins. Proasta n-a scris. M-am împins pe mine și l-am împins pe el, decât proasta a mințit. O vrut ca așa, am fugit, am fugit, și baba l-a fugit, după noi cu rămas acolo, pe loc. Nu, am vinea, vinea pe scări, încet. Nu, că am rămas. Deci bătrâna a încercat să te-o mușcat ca să scape? Da? Și nu a reușit până nu s-a bătut. Și l-a s-a bătut după, nu? Nu, până nu i-am luat portofel. Bun, haideți să... Gata? Nu este pentru prima dată când intră în vizorul polițiștilor acești tineri. Nu, acești copii au mai fost de multe ori depistați tot cu fapte de genul ăsta care, ținând cont de vârsta lor, au impresia că nu se pot întâmpla nimic. Dar vor fi sancționați părinții conform legii 61 pentru nesupraveghere, având în vedere vârsta foarte fragedă a acestor copii, vă dați seama că în viitorul apropiat o să devină infractori cu un cazier foarte, foarte puternic. Având în vedere starea socială a multora dintre ei, părinților care îi lasă nesupravegheați, motivând faptul că vin să procure bani pentru a se hrăni, acești tineri comit fel de fel de fapte de genul ăsta. În spectrul stilului de abordare și nu o să mai ținem cont de anumite intimidări folosite de acești cetățeni, de etnie romă special.